Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Valiza cu Păcate. Sunt Raul Damian și alături de mine este cunoscutul și prietenul nostru, pastorul Ioan Cucurțău. Bucuros din nou să putem sta la discuții. Bucuria este și de partea mea în egală măsură. E ceva timp de când tot încercăm să ușurăm valiza și iată că încă mai scoatem biletele cu păcate. Pot fi găsite chiar așa de multe păcate în viața unui om? O, sunt foarte multe și într-adevăr, mulțimea aceasta de păcate se poate constitui într-o valiză extrem, extrem de grea, pe care cu a nevoie o purtăm uneori și datorită faptului că vrem. Haideți să ne oprim astăzi la următorul păcat extras care sună destul de dur, destul de grav, dar este un păcat pe care trebuie să îl discutăm. Sună astfel. Am apelat la serviciile femeilor ușoare. Noi le cunoaștem și sunt numele de prostituate. Odată cu intrarea în vigoare a noului cod penal de la 1 februarie 2014, în România prostituția nu mai este incriminată, ci doar proxenetismul și traficul de persoane în scopul exploatării sexuale. Aș vrea să vă întreb de la început, e mai puțină vinovată prostituția decât proxenetismul sau traficul de persoane de s-a făcut această diferențiere? Nu e sub nicio formă mai puțin gravă problema aceasta a prostituției decât a proxenetismului sau altor forme de felul acesta, ci cred că este o pură, să zic așa, interpretare, înțelegere din rațiuni economice, din rațiuni care țin strict de partea financiară, dar aș spune că poate fi foarte bine pus semnul egal în toate aceste practici pe care dumneavoastră le-ați amintit încă din start. Așadar, societatea, am văzut în multe domenii, în parte lucrurile. Biblia, în direcția aceasta, nu face nicio separare. Nicio separare. Lucrurile sunt la fel de grave în lumina lui Dumnezeu, cum este unul, este și celălalt. Vedeți, dumneavoastră, aș vrea să încep de la afirmația aceasta. Întotdeauna, corpul acesta, trupul acesta, pe care l-a înfrumusețat Creatorul, personalizat pentru fiecare dintre noi, a reprezentat un interes, a reprezentat o valoare, pentru că valoarea aceasta este dată de Dumnezeu prin ceea ce El a pus în noi. El a pus în noi și frumos, El a pus în noi și senzualitate, El a pus în noi și rațiune, El a pus în noi și sentimente, El a pus în noi toate aceste lucruri care vin de la El. Ele sunt toate desăvârșite pentru că au fost puse de Dumnezeu în noi și ceea ce vine de la El este desăvârșit. Singura problemă este ca noi să le folosim în cadrul rânduit de Dumnezeu. Pentru că toate acestea, dacă le scoatem din cadrul rânduit de Dumnezeu, ele devin rele. Și frumusețea, și inteligența, și sentimentele mele, și senzualitatea mea, totul poate deveni rău dacă este scos în afara cadrului legitim pe care Dumnezeu l-a îngăduit pentru ele. Acum ne referim strict la păcatul acesta. Cu siguranță este păcat și este mare păcat datorită faptului că prin practica aceasta a prostituției, să zicem, îți consuma plăcerile tale trupești într-o altă direcție decât în cadrul familiei, este un păcat și este în afara voii lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit și a spus prin cuvânt că omul trebuie să aibă o nevastă și nevasta trebuie să aibă un bărbat. E cât se poate de limpede lucrul acesta. Ei, toată această frumusețe a dragostei trebuie trăită în cadrul familiei. Când ea este scoasă în afara familiei, și anume, un bărbat merge la femeia altuia și o femeie merge la bărbatul alteia, asta este de fapt în afara voii lui Dumnezeu. De ce credeți că se iese din această frumusețe? Fie a căsătoriei, fie a cuplului, fie a legii pe care Dumnezeu a lăsat-o de a consuma această plăcere în afara familiei. Se iese din acest cadru îngăduit de Dumnezeu datorită vulnerabilității noastre în fața ispitelor venite din partea diavolului. Diavolul atacă. Este acel dușman obraznic care niciodată nu se va simți satisfăcut cu biruința de astăzi sau cu înfrângerea de astăzi. El va încerca și mâine și va veni și poimâine. Deci la diavolul este o luptă continuă împotriva noastră. Și se adresează minții, se adresează ochilor, se adresează inimii și de multe ori reușește să pună stăpânire pe simțurile noastre. Și odată ce pofta a zămislit, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ea dă naștere păcatului, crezând că întotdeauna pofta aceasta, după ceva ce n-ai tu, după ceva ce este în afara posesiunilor tale, este ceva ce dă o plăcere mai mare, ce dă o satisfacție mai mare, când de fapt
Lucrul acesta este o pură înșelare venită din partea diavolului. De fapt, prin lege, Dumnezeu a dat o poruncă specifică să nu poftești. Care sunt consecințele atunci când vorbim de această practică? Pentru că majoritatea spun, se gândesc la rezultatele pozitive. Am avut parte de plăcere, de satisfacție personală. Care sunt, de fapt, consecințele reale dincolo de acele momente consumante? Dragii mei, consecințele nu pot fi sub nicio formă pozitive și nu pot fi benefice pentru niciuna dintre părți. Este categoric și adevărat lucrul acesta. Împlinirea fericirii, oarecum sugerată de unii și imaginată de unii, nu este într-o manifestare din aceasta exterioară. Da, mă duc acolo, mă duc dincolo ca să îmi satisfac anumite dorințe. Bucuria și fericirea este ceva lăuntric, pe care dacă într-adevăr o ai și te bucuri de ea, în cadrul legitim îngăduit de Dumnezeu pentru viața ta, o poți experimenta în mod plenar. Atât de mult, atât de fericit să fii, încât să abunzi în fericire și în satisfacție. N-aș spune că nu sunt efecte, să zic, pozitive, ci aș spune că sunt efecte negative din punctul acesta de vedere. Sunt efecte negative pentru că o asemenea practică, să știți că naște o practică continuă, dacă o pot numi așa, care niciodată nu va avea o finalitate. Niciodată nu va avea o finalitate, vrând de la zi la zi mai mult, mai mult în privința aceasta și ajungând în felul acesta să te ruinezi. Să te ruinezi mental, să te ruinezi sentimental, să te ruinezi chiar trupește. Pentru că, într-adevăr, încercând să te satisfaci prin mijloace din acestea exterioare, trupului tău, ființei tale și nu din ceea ce vine din interior, din ceea ce cu adevărat contează, nu poți ajunge la altceva decât la ceea ce am spus. În încheiere, mai este iertare pentru cineva care a apelat la astfel de servicii? Este categoric iertare pentru orice om păcătos, indiferent de păcatul săvârșit. Chiar și vis-a-vis de un asemenea păcat care este poate atât de condamnabil și este atât de urât și poate greu îți vine să vorbești despre el, dar este o realitate, chiar și pentru un asemenea păcat este iertare, pentru că Dumnezeu apreciază pocăința sinceră, zdrobirea fiecăruia dintre noi și în baza ei Dumnezeu ridică, Dumnezeu dă soluții, Dumnezeu restabilește capacitatea aceea intelectuală ca să vedem lucrurile așa cum le-a planificat El și să mergem într-o normalitate pe care Dumnezeu ne-o dorește fiecăruia dintre noi, în primul rând spre binele nostru. Despre prostituție am vorbit astăzi alături de pastorul Ion Cocârțeu în cadrul emisiunii Valiza cu păcate. Sunt Raul Damian și până la următoarea emisiune nu uita, scapă de păcat!